trebuie să iau o pauză de la televizorul ăsta, că deja stau de foarte mult timp, stau de dimineață de aici și m-am plictisit. N-am chef de nimic astăzi, ce-i drept, dar mă duc acum repede la Darusil să văd ce face Darusil, să facem și noi ceva interesant, că nu mi-ar de absolut nimic. Mi se pare că se vede și foarte urât afară, parcă vine ploaia, nu știu ce se întâmplă, dar hai să mergem acum repede la Darusil. Poate facem și noi o activitate mai interesantă, ceva cu Darusil, ca de fiecare dată, normal. Hai că da, hai să intru acum repede pe scări. Bă, Darusil, ce? Bă, stai. Ce faci, bă, afară? Bă, tu te mori ce acolo, abre ce faci de? Am. Bă, nu se frapă, nu. Tu șești pe mine, Darusil, ce? Bă, stai puțin, bă, tu de ce tu șești, mă, Darusil? Cum arăți, mă? Stai puțin, tu chiar ai răcit la modul ceva serios? Da, bă, afară. Tu acum mai dai, mi stai că mine să vin, mamă. Bă, ce faci, mă, bă? Bă, vomiți, bă, ce faci, mă, ăsta? Bă, ce faci, mă, ăsta răcit mie, nu să te dai. Darusil, ce se întâmplă aici la baie? Bă, ce faci, mă, Darusil, aici, bă? Tu cumva ai vomitat în baie, bă? Mai ce? Bă, dar mamă, dar bă, ăsta răcit, nu vine să cred așa ceva, nu vine să crede. Ce răcit, mă, Darusil? Cum adică să răcească? La modul cel mai serios, ce știu că fac ceva interesant astăzi, că n-am avut chef de absolut nimic și hai că mai fac ceva interesant cu Darusil care e mort de răceală, nu știu ce putem să mai facem. Da, bă, ce? Da, bă, nu mai pot să respir. Bă, Darusil, ce tu șești așa, bă, mine îmi dai toți microbii ăștia, te vrei să-mi dai și mie răceala, mă, Darusil, tu când ai răcit, mă, așa, de ce ai răcit? Cum ai răcit? Tu spune și mie, cum ai răcit? De la ce ai răcit tu, Darusile? A, păi nu știu, frate, cred că te-a atunci când ne jucam mai de și m-a alergat al mine, că m-a alergat tot orașul. Achiu! Bă, nu mai... Doamne, Darusile, lasă că plec de aici, te las, te duc, Darusile, să nu mai, nu vreau să te mai văd. Mai și dai mine, tu povesti că sunt necăjit, uite, aproape mă, dai mine. Mă, Darusile, cum ai răcit, mă, tu, cum adică ai răcit de la albine? Ce, mă, te-au alergat albinele alea chiar în tot orașul, mă, Darusile, chiar în tot orașul te-au alergat albinele alea? Păi da, bă, Rafale, pe mine chiar că m-au alergat. Oh, olo, Darusile, nu, că nu mai pot cu tine. De ce tu șești pe mine așa, bă, oprește-te, bă, Darusile, tu chiar tu șești așa în continuu, nu ți s-a luat, gata, bă, oprește-te, ce mai tu șești atâta? Bă, ce, bă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Gata, bă, Darusile, ce te topui atâta în pat? Gata, am înțeles, Darusile, chiar așa de răcit ești, tu nu poți să te mai ridici. Ce să facem și noi, să ieșim afară la aer, să zici tu puțin aer, Darusile, să nu mai stai în ăsta aici, unde să nu mai muci, pe aici, abia tot prin toată camera, Darusile, pe pereți, nu mai muci, că sufli în continuu, ții, dar, bă, Darusile, tu chiar nu mai poți să mai te ridici așa din pat? Nu, bă, Rafale, dă-mi mai poți să pe la... Nici mai poți să mai vorbești. Hai, bă, Darusile, doar nu te-a luat așa de rău. Hai să mergem să facem și noi activitate interesantă, să mergem la mall, să mergem la ăla, să ne arunci în apă, să faci ce vrei tu la club, la ăla, la toate alea, Darusile, ce? Hai la burger, la diner. Dar chiar, bă, Darusile, nu ți-e foame așa puțin? N-ai mâncat nimic? Ai mâncat ceva azi de fapt? Nu, bă, Rafale, bă, n-am mâncat nimic. Bă, tu te mori, bă. Dacă tu erai răsit, tu făceai mai rău decât mine, bă, tu făceai în toată casa, nu mai muci din casa. Du-te, bă, deja. Nu, că eu trebuie să găsesc neapărat o modalitate să fac pe Darusile să fie mai voios, mai toate astea, că nu știu, adică nu faci, n-are chef de absolut nimic. Văd că stă numai în pat, noi ce facem acum? Stăm aici în casă după ce că n-aveam eu chef de absolut nimic, acum chiar nu o să fac absolut nimic și nu o să am chef absolut deloc toată ziua. Hai, mă, că găsesc eu o modalitate să-l fac eu pe Darusil mai vesel. Bă, Darusile, ce faci mai aici? Bă, Darusile, tot în pat ești, mă, nu te mai ridici tu din pat ăsta, Darusile, rămâi așa blocat în el, nu te mai ridici, nu mai faci absolut nimic. Da, bă, stai. Bă, nu mai. Doamne, bă, Darusile, bă, ridică-te, mă, din pat, ce stai atât în pat, nu te ridici și tu o dată din patul ăsta. Nu, bă, Rafale, mă, tot picioarele așa de rău. De pe să mai sus atât de pe la baia am putut să merg. Bine, bă, Darusile, fii atent, lasă, trebuie să vină cu o idee acum, Darusile, lasă, fii atent, că o să te fac eu acum, fii atent, Darusile, ce o să-ți fac eu acum. Bă, Darusile, fii atent, acum, momentul ăsta, o să te fac eu să te ridici din pat, fii atent, am eu o metodă, Darusile, o să te ridici din pat, hai, fii atent, Darusile, ia stai să mă uiți ce aici prin frigider, pe aici, să mă uiți eu. Mamă, bă, Darusile, ce mă, pe aici, bă, burger, mult, bă, bă, Darusile, dar stai puțin, tu nu mai, de ce te ridica, de ce te ridica, bă, nu mânca, bă, Darusile, tu mănânci înghețată și tu, nu, că nu pot să cred așa ceva, tu mănânci înghețată, Darusile, și tu ești răcit, de ce mai mănânci înghețată, că ești răcit, acum te-ai pus repede în pat, bă, Darusile, oare, ia stai puțin, cât îngheț, ia stai puțin, mai vreun, bă, Darusile, tu parcă aveai foarte multe înghețate, unde sunt toate înghețatele? A, păi le-am mâncat pe toate, bă, Rafale, când le-ai mâncat, ia spune, când le-ai mâncat, ai mâncat cumva zilele astea, ieri ai mâncat, când ai mâncat? Da, deci stai, ieri am mâncat două și alaltele am mâncat vreo 6-7, vreo, nu, pot să zic că ieri am mâncat 10 și alaltele 6, cu asta și 8, ha-ha. Darusile, și te întreb eu așa pe tine, oare de unde era cel asta, dacă tu ai zis că ai mâncat nu știu câte ieri, nu știu câte alaltele, oare cât de unde e să fie răceala asta? Nu de la înghețată cumva? Nu, tu zici că e de la albine, că te-au alergat albinele, dar tu nu crezi tu că e? Păi Rafale, bă, da, înghețata, nu te răcește, bă, înghețata, îți face leagă ceva să nu mai vorbești. Uite, eu vorbesc perfect, dar n-am. Eu doar răzăcit în coci, n-am să mi-e succes, îmi vine să vorbesc, îmi vine să mă beșesc și n-am. Bine, bă, dar să le ai că plec, te las aici, poate-ți revii tu până de seara, până mai târziu, dar să le poate-ți revii. Hai că mă duc și eu și plec acum. Ce mai zici ceva? Da, ultimele mele cuvinte, papa, fraiere, așa că pleacă. Cum adică ultimele tale cuvinte? Cum adică ultimele tale cuvinte, dar să bă, tu, bă, Darusile, tu dacă răcești, tu, doamne, ce gândire ai, Darusile, tu mă crezi că mori, mă? Da, eu nu vreau să
mă, așa că uite, te îmbrăcești și așa, papa. Iar te-a ridicat din pat, dar râsele, parcă nu te puteai să te ridici. Hai, lasă-mă în pace, du-te de aici, dar râsele. Bă, mie nu-mi vine să cred, cred că dar râsele face mișto de mine. Adică nu știu dacă face neapărat mișto de mine, că sincer, într-un fel, pare că e răcit, la modul cel mai serios, la felul la care cum vorbește și tot așa. Dar vreau să fac eu ceva, vreau să fac ceva foarte șmecher, vreau să merg acum că mi-a venit o idee foarte, foarte genială. Este cea mai tare idee. Deci vedeți acum că avem noi aici, avem aproape de noi, avem spitalul, ceea ce este bine. Deci, vedeți că avem aici ambulanța asta, mama, vreau să încerc să o iau cumva de aici și să-mi iau și haine de doctor, adică la modul cel mai serios ar fi super, super tare. Dar hai să văd aici, poate vorbesc cu cineva sau poate le fur eu, le găsesc eu pe undeva pe aici. Ia să văd cine mă e pe aici. Oh, aici e baia. Ce e, mă, aici, mă, nu e nimic aici. Să vedem în partea asta, poate găsesc aici, mamă, deci dacă găsesc ceva, e un birou aici, mamă, mamă, e un birou, stai să-mi închid ușa. Mamă, e și de asta, mamă, pot să mă îmbrac, înseamnă? Ia să iau toate astea, ia să iau toate astea. Oh, nu pot să le iau. Ah, gata, 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 gata. Așa, iau și ăsta, iau și ăsta, iau și astea și le pun acum pe mine. Bam, 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 bam. Mamă, zici că sunt doctor, mă, doctorul Rafael. Mamă, deci acum trebuie să fug repede să nu mă vadă nimeni, că n-am cer voi la nimeni pe aici și trebuie să încerc să iau și ambulanța asta, că nu era nimeni, ce era bine că nu era nimeni prin zona asta. Hai să închid repede ușile aici, să nu vadă nimeni, să nu știe nimeni și să încerc să iau ambulanța repede. Bine, e acasă lângă noi, dar să o iau așa, să pară mai credibil, să văd bine. Sper să nu-i dea el seama că sunt eu, că vreau să fac așa puțin mișto de el. Bine, dacă își dă seama, măcar poate le înveseli și eu pe așa puțin. Poate să mă ridică, poate mai face ceva, dar nu știu. Hai să las eu mașina asta aici și să merg acum repede, repede la Darusel, să mergem aici în casă. Și hai să văd acum, sunt curios și eu să zic că Darusel la doctor, pentru că eu sunt doctor, dar să nu-și dea seama că sunt eu. Hai să mergem acum repede la el în cameră, să vedem dacă mai e în pat, le-am adus și noi să-l ceasă. Bună ziua. Salut, copile. Am înțeles că ai o am înțeles că ai o problemă. Ce ești răcit? Ce ai pățit? Da, sunt răcit, da. Stai, Rafael, tu ești? Ce? Poftim, cum adică? Nu mă cheamă Rafael, mă cheamă Darusel. Ce, bă? Băi, de ce ești? Zi, mă, du-te pe aici. Stai puțin. Du-te, rămâi aici. Dacă ai zis că ești răcit, stai puțin, că trebuie să vorbesc cu prietenul tău, că m-a chemat aici să vin aici la tine. Stai puțin, așteaptă-mă. Băi, i-am zis că nu mă cheamă Rafael, ci am zis Darusel. Din toate numele de pe lumea asta i-am zis că mă cheamă Darusel. Mie nu mi-e să cred așa ceva. Deja m-am dat la gol, cred că. Hai să merg acum repede din nou la Darusel. Salut copilul. Băiatul. Deci ce ai pățit? Ai răcit? Am toate bolile, domnule. Cum adică toate bolile? Cum adică ai toate bolile? Păi uite, nu tușesc. Păi nu tuși pe mine, bă, copile, nu tuși pe mine. Ce vrei? Vrei să te fac bine sau vrei să mă faci pe mine să nu fiu bine? Nu, bă, Darusele, da, mă, da, eu eram, uite că-mi dau astea jos, vai, mișto de mine, du-te, mă, da, aici, bă, Darusele, bă, tu mai tușești și pe mine și așa tușești, mă, Darusele, bă, vrem să te înveselești și eu ceva, dar vă că nu, stau tot în pas, stai, nu faci absolut nimic, ești răcit, ești, da, du-te de aici, hai că deja mă enervez, bă, Darusele, trebuie să-ți aduc, ești trist, bă, Darusele, hai să mergem la spital, Darusele, te ridici tu din patul ăsta, măcar să mergem la spital, să-ți revii și tu? Cum să te carmă în brațe? Vino, bă, după mine, dar hai să mergem repede la spital, bă, cum să te carmă în brațe eu? Vino, ei, hai mai repede, bă, ce mergi, mă, așa de încet, mă, Darusele, unde mergi? Hai, că de ajungem la anul cu tine, așa. Hai, Darusele, repede, vino după mine, hai să mergem la spital, repede, bă, Darusele, vino urgent, Darusele. Rafaele, dar cum ai făcut de roze ambulanță? Stai, frate, cumva? Bă, dar tu ne-ai furat ambulanța! Cum adică am furat-o? Bă, n-am furat-o, bă, de aici. Du-te, mă, Darusele, hai să o duc înapoi, Darusele. Urcă repede, așa, te duc direct cu ea, Darusele, să nu ne vadă, bă. Bă, ce faci, bă, nu urca, bă, tu, bă, ce faci, bă? Bă, Darusele, tu iese puțin, tu parcă nu erai răcit, ce? Acum poți să mergi, poți să faci absolut orice. Vino repede, Darusele, trebuie să o parcăm aici, să o lăsăm aici, Darusele, că să nu ne vadă lumea, că eu am luat-o așa, n-am. Da, chiar. Stai că vine să vomit. Așa. Gata, bă, Darusele, nu mai vomit aici. Vino repede să mergem aici înăuntru, Darusele. Da, am furat-o, ci drept, dar nu, hai că nu ne-a văzut nimeni, Darusele. Trebuie să merg acum repede. Stai puțin. Vino, rămâi aici, așteaptă-mă aici, Darusele, că trebuie să duc ăsta înapoi, că ai văzut că am luat și astea și nu mă vede cineva. Rămâi aici, Darusele, așteaptă aici. Să nu te duci, să nu pleci nicăieri, ok? Hai că înțeles, Darusele. Sper că înțeles că dacă pleacă el undeva, să mă duc eu repede acum să duc toate astea aici, că dacă nu le duc, cred că e foarte nașpa pentru mine. La modul cel mai serios, hai le las așa, bam bam bam. Și gata, acum este perfect. Acum hai să merg repede înapoi la Darusel. Sper că mai e Darusel aici, că dacă nu mai e, deci eu fac curul la modul cel mai serios. Hai că mai speria Darusel, dacă e. Bă, Darusel, vă cât mai revenit. Da, ce pe în picioare? Ce am în picioare? Oh, am rămas cu ăștia. Hai, lasă Darusel, hai că nu vede nimeni. Hai, bă, Darusel, trebuie să mergem neapărat la spital, că Darusel nu se mai poate. La cum ești tu, Darusel, în momentul ăsta trebuie să mergem neapărat să vorbim aici. Bună ziua. Darusel, mai încep. Bă, pui ia sau să rămâi aici. Sau ia loc dacă vrei, Darusel, ia loc acolo. Bună ziua. Vai, ce s-a întâmplat cu băiatul? Darusel, vino aici ca să-i spui tu. Vino ușor, vino și spune tu, Darusel, vorbește tu. Deci dacă mă mai știți, eu am răcit atunci ala, că l-am primit pe
fraierul ăsta. Acum am răcit cu totul și n-am venit să sucesc, că vine să vă uită, vine să sărută, vine să vorbesc cu toată, uite, că vorbesc și pe nas, doamna, că nu mai pot. Bă, dar să gata, bă, nu sufla, bă, dar să învață să nu mai tușești așa pe lume, pune-și tu mâna la gură, ce e așa, ești așa neigienic. Îmi pare rău să aud, duceți-vă la domnul doctor în sală să vorbesc cu el, ok, hai Darusele, hai să mergi, bă, ce faci mai aici, bă, Darusele, unde te-ai ascuns, bă, vină după mine, hai repede aici, trebuie să mergem aici, Darusele, trebuie să intrăm aici la doctor, ușor, Darusele, ia, eu cred că trebuie să iei un loc, Darusele, ia loc acolo, rămâi acolo, bună ziua, domnul doctor, bună ziua, ce ați pățit, păi fiți atenți, hai să vă spun, băiatul acesta, Darusele, are o problemă, nu știu, vedeți că e cam brăcit, mai tușește, mai face de-astea, cred că l-a auzit, bă, noi, uitați-l, dar nu mai tuși pe nimeni, Darusele, de cât timp este așa, păi, Darusele, de cât timp ești așa, ești dați, nu, cred că dați, nu l-am mai văzut, ieri nu l-am văzut, cel puțin. Da, atunci, de când m-a fucărit albinele și fianelor, domnul doctor, acum 4 zile, mă fucăreau niște albine și fianelor. Eu am alergat tot ăsta, tot orașul și am transpirat și n-a, eu nu m-am schimbat. A doua zi, am început să tușesc, n-a, acum asemenea a treia zi și mă doare foarte rogut, așa că vă rog să mă ajutați. Bă, Darusele, peste puțin și mie nu mi-ai spus absolut nimic, dar atunci, dacă din zilele alea, tu nu mi-ai spus absolut nimic, abia acum îmi spui că, bine, nici nu mi-ai spus, că am văzut eu de dimineață cum erai, Darusele. Trebuia să vin și noi, de când simțeai tu, atunci că acum ești rău, Darusele, dacă se întâmplă ceva cu tine. Păi nu, că prima zi, când a doua zi, n-avea nimica. Păi nu, că prima zi, că a doua zi, că a treia zi, tu te mă dai aici, Darusele, bă, stai mă cu minte, Darusele, stai cu, gata, scuze. Am înțeles, o să-i dau un tratament pentru acasă și copile să nu mănânci și bei rece, adică înghețată și sucuri. Ai auzit, Darusele, de înghețată să nu mai mănânci înghețată, Darusele, că oare ce-i zis? Ia spune tu, Darusele, ce-ai făcut tu zilele astea? Spune și tu, spune la domnul doctor, ce-ai făcut tu zilele astea cu înghețata? A, deci fii atent, domnul doctor, eu aveam la mine frigider așa, 200 de înghețată, 16 cu 16 și le-am mâncat pe toate, hi-hi. Cum să faci așa ceva? Gata, zic de acum, nu mai ai voie o lună să mănânci înghețată? Ai auzit, Darusele? Adică nu, gata, nu! Bă, unde pleci, Darusele, stai puțin, parcă nu puteai să alegi, parcă nu puteai să faci nimic. Deci acum, dintr-o dată când îl zice de înghețată că nu mai poți să mai mănânci, tu gata, te reveni, nu mai ai nimic, nu mai ai răcit, nu mai faci nimic, nu? Nu sunt răcit și eu mai vreau să mănânc înghețată. Bă, n-auzi, bă, o lună, Darusele, o lună, gata, o lună, să stai fără înghețată, ce așa de greu, Darusele, uite, măcar nu ți-ai interzis burgerii, te lasă că mă duc eu acum să-i zic să-ți interzică și burgerii ăștia, că prea mănânci așa în continuu. Păi atunci, gata, nu mă duc, bă, dar, vino repede ieși afară, ne scuzați, Darusele, mă faci de râs aici, uite, doamna aia, doctorița, să uite așa la noi și ce o zice oare? Bă, ce fai mă cu sabia aia mână, iar ai luat sabia după tine? Păi da, asta folosim mereu la chestii care am nevoie, adică cum ar fi asta? Gata, bă, Darusele, trebuie să urmezi un tratament, nu mai ai nevoie de înghețată, nu mai ai voie la înghețată, Darusele, timp de o lună, Darusele, și fii atent, bă, nu mai mânca burger, că trebuie să mănânci ciorbă, uite, te-am pregătit aici o ciorbică, de asta este foarte, foarte călduță, Darusele, și foarte bună, să pregătesc acum. Bă, stai puțin, bă, Darusele, tu ai furat ursulețul de acolo, de la spital? Păi da, că mi-a zis doctorul că dacă sunt cu minte, mi-l dă de tot, yeee! A, și tu ce mai cu minte, Darusele, chiar are dreptate, chiar ai fost cu minte, nu știu cum te-a văzut, Darusele, așa cu minte, la momentul ce mi-a zis, Darusele, fii atent, ia supa asta, ia supița asta, ridică-te puțin să mănânci și tu, ridică-te puțin, Darusele, uite, poftim supa, ia-o, Darusele, să spui dacă e bună, ia, îți place, ia mă, e bună, Darusele? Are gustură, iau de apoi, nu vreau! Bă, Darusele, cum să aibă mă gustură? Uite că o mănânc eu acum. Ce zici mă tu, Darusele, ia că gust eu acum din ea să văd cât de bune. Bă, stai puțin, chiar are un gust ciudat. Bă, Darusele, tu ți-ai lăsat mâșinii acum, tu ți-ai lăsat mâșinii, aici ne simțit? Nu! De ce râs? De ce râs? Spune și mie de ce te-ai întors și râs. Spune și mie de ce te-ai întors. Ce faier ești, bă, tot te mădici. Ha, mă, lasă-mă, Darusele, că deja mai și enerva. Bă, ăsta își bagă muci, își bagă toate astea. Ce mai vrei? Ce cauți așa după mine? Ce mă urmărești acum? Ce vrei să mai faci? Ce mai vrei? Deci, vreau să zic așa că n-am milă de tine și mi-ai băut din supa mea cu muci, îți dau 3 lei. Ah, mersi, da, îmi dai 3 lei. Și ce pot să fac eu cu ăștia? Ia mâna, păi, Darusele, că deja mai enerva, la modul cel mai serios. Hai, pa, du-te de aici, Darusele. Sper să rămâi așa, să rămâi cu răceala asta toată viața. Nu. Ha, s-a făcut și seara, mă pun și eu la calculator să voi verific și eu pe aici pe calculator. Totuși, dacă Darusele nu face absolut nimic, dacă e mort, dacă bine, nu e mort, adică bine, sper să nu se întâmple așa ceva cu Darusele, că e cam rău, sincer. Dar hai să mă pun și eu la calculator liniștit, să nu mai, mă, ce s-a auzit? Ce cauți? Ce să fac? M-am pus iar la calculator. Ca de fiecare dată tu trebuie să vii fix când mă pune la calculator. De ce nu mă lai să mă joc eu? Cum știi tu că mă pune la calculator? Vreau să zic ceva. Ce mai vrei să mai spui acum? Apciu! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.